Papa Francisc a oficiat slujba de Paște dedicată învierii lui Iisus Hristos cu binecuvântarea Urbi et Orbi de la Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Ceremonia s-a desfășurat în cerc restrâns din cauza restricțiilor ca măsură preventivă împotriva infecțiilor cu noul coronavirus. E benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Prin binecuvântarea Urbi et Orbi, rostită la sfârșitul slujbei pascale, Papa oferă credincioșilor din întreaga lume binecuvântarea apostolică și iertarea tuturor păcatelor. În timpul slujbei de duminică, oficiată în Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, suveranul pontif a făcut apel la comunitatea internațională pentru gestionarea crizei în pandemia de coronavirus. All of us are called to combat the pandemic and vaccines are an essential tool in this. In a spirit of the fact that the vaccine should be international, in a spirit of global responsibility, to commit to overcoming delays in the distribution of vaccines and to facilitate their distribution, especially in the poorest countries. Înainte de pandemie, liturghia pascală se desfășura de obicei în piața Sfântul Petru în fața a 10.000 de pelerini. Anul acesta, la fel ca și anul trecut, Papa Francisc a fost nevoit să oficieze cea mai importantă sărbătoare a creștinătății din Bazilica Sfântul Petru în prezența a doar 200 de credincioși.